Stai înapoi. Ah, a uitat cineva o armă. Vai de mine, un ciudat care vorbește. Nu sunt doar un creeper, copile. Sunt primul creeper. Ceilalți nu sunt nimic în comparație cu mine. Te rog, nu mă omorâ, o mare prim creeper, domnule. Sunt doar un nub mărunt. Relaxează-te. O să-ți spun povestea despre cum m-am născut. Dacă poți ghici morala poveștii mele, te las liber. Oh, bine. Ai grijă să stai jos. Asta nu e pentru cei slabi de inimă. Blestemul meu a început într-o noapte ca asta, acum peste 20.000 de ani, în vremea constructorilor antici. Crede sau nu, acela sunt eu. Nu am construit prea mult, dar am o soție iubitoare, iar munca în câmp ne-a pus mâncare pe masă, până bine, când mi s-a stricat sapa. În loc să mă ajute, constructorii doar au râs. Uită-te! Sapă, firavă s-a rupt. Ce folos are un țăran fără sapă? N-aveți nevoie de un cobai pentru experimentul acela al vostru, maiestatea voastră. Ce experiment? Ești pe cale să afli. Simțeam cum mă pierd. Voiam să-i întreb pe constructor de ce, dar aveam deja o idee destul de clară. Ce-mi faci? Lasă-mă să plec! Vreau să-mi văd soția! Ești sigur? Când terminăm, probabil nu te va recunoaște! Nu! Privește partea bună, țărane! Nu o să mai fii niciodată inutil! Acum! Dă-i drumul! Și apare! Procesul a fost mai dureros decât orice îți poți imagina. Pieptul meu a ars pe măsură ce vechile mele organe dispăreau și mi-au crescut altele noi. Vin jefuitori! Chiar și în starea schimbată, creierul meu știa să se teamă de jefuitori. Erau bărbari, ucigași și nemiloși. Într-o singură noapte s-au strecurat haizi și furau tot ce nu era bătut în cuie. Golemii noștri nu le făceau față. Trebuie să folosim creația noastră împotriva pungașilor. Altfel orașul va fi distrus. Cei bogați în meșteșuguri. Nu a terminat! Nu și-a crescut noul braț! Uită de brațe! Pune discul de putere! Acum! Nu avem timp să ne certăm! Nu-l omor! Jefuiesc orașul chiar acum! Bine! Dar să nu mă învinovățești dacă iese prost! Bine! Am terminat! Cum te simți, țăranule? Mă simt ciudat. Unde-mi sunt brațele? Nu avem timp de plângeri. Sătenii sunt aici. E timpul să îți împlinești destinul. Sunt aici. I-am găsit. Se pare că avem constructor la cină. Băieți? Țărane! Atacă! Cum să atac? Ce să fac? Nu am brațe. Este simplu. Destul de... Doar târăște-te. Pungă și explodează. Să explodez? Asta mă va omorî. Da, evident. Explodatul tinde să facă asta. Nu vreau să mor. Ei bine, nici noi nu avem. Iar viețile noastre valorează mult mai mult decât a ta. Fără supărare. Nu, trebuie să mă întorc la soția mea. Crezi că te va recunoaște acum? Ești o bombă ambulantă. Acum fă ce fac bombele cel mai bine și trimite acest prădător în... Nu pot. Îmi pare rău. Țăranule, întoarce! Help me! No! 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 Am fugit acasă la soția mea, sperând că locuința noastră de la marginea orașului a fost cruțată. Dar am ajuns prea târziu. No! Credeam că nu am nimic de valoare. Alexa! Bineînțeles că m-am înșelat. Nu! Serios? E în regulă. Sunt aici. Sunt cu tine. Ce ești tu? Sunt eu, Alexa! Sunt Steveus! Nu, ești un monstru! L-ai mâncat
și i-ai furat vocea. Nu! Sunt soțul tău. Mă recunoști? Stai în spate. Te rog, du-te, pleacă. În regulă. Nu știu cum am supraviețuit noaptea fără să fiu atacat, dar în cele din urmă a răsărit soarele. Cum voi supraviețui? Eu fără soția mea. Nu știam. Apoi mi-am dat seama că îmi doream doar un singur lucru. Răzbunarea mea. Și știam exact cum să obțin asta. Salut, constructori. A mai rămas cineva? Țărane, ce drăguț că te-ai întors. Dintr-un motiv oarecare am crezut că ți-ar fi rușine să mai apari vreodată pe aici. Dar iată-te. Ura. De ce să-mi fie rușine? Ești slab! Dacă ai fi făcut ce am zis și ți-ai fi acceptat destinul, am fi avut o șansă! Prietenul meu ar fi putut să fie încă în viață! Trebuie de să lăsăm asta în urmă. Ai tubeu să sugerezi că am uitat. Așa ne putem răzbuna. Îmi place cum sună, dar suntem doar două persoane. Jefuitorii sunt foarte exact. Mulți. Exact. Știu cât de greu este să cari echipamente grele. Nu pot să fi venit de departe. Ești de acord? Ar putea fi destul de nebunesc să funcționeze. Dar eu sunt constructorul. Tu urmezi conducerea și ordinele mele. Înțeles? Atâta timp cât mor prădătorii. Am lăsat în urmă orașul nostru ruinat și am plecat în căutarea sălbaticilor care mi-au omorâseră soția. A fost o călătorie sumbră, dar complicea mea, constructor, părea să se distreze. Încearcă să ții pasul, bine? Este greu să mergi pe picioare așa scurte și chiar este necesar lesa. Nu pot atinge! Iar te fofilezi ca ultima dată și abandonezi misiunea. Nu o voi face, să terminăm odată. Soarele e prea sus, trebuie să profităm până la apus. La căderea nopții, atunci ies monștrii. Ce ai sugera? Să ne plimbăm până la avanpost în plină zi? Ne-ar omorâ. Vom ataca de îndată ce se lasă noaptea. Am încheiat discuția. Bine. Prietenul meu constructor a ieșit să vâneze niște porci pentru cina noastră, dar eu aș fi fost plecat de ore întregi. Am început să mă îngrijorez. Ce dacă ar fi căzut într-o prăpastie? Aș fi rămas agățat de acest copac până aș fi murit de sete sau de altceva. Abia reușeam să-mi controlez abilitățile. Dacă un monstru mă ataca, eram terminat. Un zombie! Constructorule! Ești acolo? Am rătăcit ore întregi. Pădurile erau pline de monștri și un pas greșit putea să mă termine. Mă gândeam mereu la soția mea și cum atâta timp cât ajung la avanpost, totul l-ar merita. Mai mulți zombii! Îmi lipseau mâinile. Haide, bătrâne! Unde ești? Sunt chiar aici. Ce naiba? Încetează să te plângi! Unde ai fost? Ne-ai adus cină? Ei bine, vestea proastă e că nu am găsit nicio mâncare. Vești bune! Am făcut puțină cercetare și am găsit postarea Pillow Draft. Serios? Așa ușor? Da! Hai! Acum avem șansa să lovim! Chiar și atunci, știam că ceva era în neregulă. Raportul constructorului părea prea frumos ca să fie adevărat, dar fie eram prea obosit, prea speriat, fie prea înfometat ca să protestez, așa că am plecat. Gata! Hai! Stai, nu trebuia să fie o misiune de infiltrare? Să ne strecurăm și să le eliminăm pe șef? Asta era planul vechi! Acesta e planul nou! Intru și distruge cât mai mulți dintre ei! Bine? Bine! Avampostul acela era complet părăsit, ceea ce nu avea sens. Ceva nu era în regulă. Unde sunt toți? Nu ar trebui să fie tâlhari care sărbătoresc peste tot. Sus, cred. Probabil. Într-un singur fel putem afla. Mai întâi, lasă-mă să-ți repar lesa. Constructorule, este ceva ce nu îmi spui. Bineînțeles că nu. Acum, lasă-mă să te prind repede. Suntem aici!
O super armă biologică, așa cum am promis. Te-ai descurcat bine, constructorule. Șeful nostru va fi foarte mulțumit. Stai, Builder. Cum ai putut? Răzbunarea a fost distractivă la început, dar trebuie să fim realiști, țăranule. Ne vor cruța viața atâta timp cât trăiești în temnița lor și terorizezi câteva sate în fiecare săptămână. E bine? Nu! Ei bine, nu prea ai de ales aici. Simte-te liber să-l aduni. Stai în spate. Părea că viața mea s-a sfârșit, că nu-mi voi lua niciodată revanșa. Dar apoi s-a întâmplat ceva uimitor. Sunetul morții din Roblox. Dintr-o dată mi-am putut vedea destinul. Aveam să distrug pe toți cei care m-au asuprit. Constructor și jefuitor, deopotrivă. Nimic nu ar fi în siguranță de mânia mea explozivă. Fugiți, îi are pe toți. Dar nu s-a terminat. Furia mea pură a fost suficientă să mă adune la loc. Unele dintre părțile mele erau atât de furioase încât au devenit ființe complet noi. În cele din urmă eram milioane. Constructorii și jefuitorii care ne-au nedreptățit au ajuns să ne cunoască după un singur nume: Creeper. Și-am pășit peste tot, în peșteri, râpe și în coșmarul lor. Așa că asta e povestea mea. Ai înțeles morala? Spuneai să nu am încredere în nimeni? Corect. Și acum te voi elibera. Nu. Da. Da.